da. Nu. Domnule președinte, așezați-vă de câte ori aveți ocazia la masă tăcerii, pentru că asta e cea mai bună reclamă pentru a atrage turiști către opera lui Brâncuș. Și doar domnul ce președinte. Le spuneți? Să viziteze obiectivul. Să facă ce face președintele când ajung acolo? Păi nu poate să facă toată lumea tot ce face președintele. Anumite lucruri când sunt folosite... Deci masa tăcerii e doar masa președintele. În scop nobil de promovare a culturii se pot face excepții. N-am lămurit. Dumneavoastră ați fost acolo? Trebuia să fiu. La masa tăcerii. Din cauza audierii. A fost vreodată la masa tăcerii? Nu. De ce? Eu nu am vizitat niciodată Târgu Jiu, trebuie să recunosc. Și programul meu pentru acest eveniment era astăzi să fiu în Târgu Jiu, unde urma să particip inclusiv la o... Da, unde s-a născut Brâncuș, ați fost? La Hobița? Nu, dar cunosc foarte bine situația de acolo. Le cunoașteți de unde? Din descrieri, din cărți? Da, mai ales că acum, odată cu redeschiderea, cu deschiderea, de fapt, nu redeschiderea, muzeului Brâncuș din Târgu Jiu, mi-am cules mai multe date. Ați văzut la Hobița, știți că, de fapt, casa lui nu mai există. Dumneavoastră, ați văzut vreo operă de artă Brâncuș? Mâine merg. Ați văzut vreodată până acum vreo operă de artă cu ochii noastră? Ați admirat-o prin vreun muzeu? Sau, nu știu, ați avut ocazia? Nu. Niciodată? Nu.